Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem un BMW E90 2009-2010 la care vom monta un sistem de supraveghere video față-spate. Mai am anunțit ce înseamnă acest lucru, că vom introduce aceste două camere, care una va fi frontală, una va fi dorsală, da, pe interior. Așa, vom trage cablurile aferente, vom face tot ce înseamnă setup, tot ce înseamnă aplicații și tot ce necesită sistemul, da? Vom amplasa această monitorizare pe față. Avem varianta și de capace, doar că în varianta aceasta unde avem senzorul, da, încă nu avem capacul aferent, exact cum vedeți aici. Doar că în curând sperăm să avem și pentru ele capace directe aferente, adică se extrage capacul original, se pune un alt capac care are o continuitate direct cu această cameră. Am montat foarte multe asemenea soluții, da? Doar că acum vom monta și soluția aceasta, care va fi puțin mai pe lângă, o să vedem traiectoria unde este perfectă după ce va fi tot conectat la curent, ok? Țin să menționez că mai putem face foarte multe lucruri în acest autoturism, ca de exemplu să schimbăm acest monitor și să implementăm un monitor cu Android, un monitor mare cu touch, să ai Waze, să ai YouTube, să ai tot ce vrei, Netflix, Digi Online, Spotify, multe altele, plus putem pune cameră față, spate, 360 de grade, tot așa cum este acest volant frumos tapizat și noi putem face această soluție foarte elegantă, da? Sau aceste ornamente, cum sunt și ele trase frumos în folie de carbon, se pot și ele realiza perfect, da? Dar hai să trecem la proiectul nostru. Eu vă tot dau hinturi că ce se mai poate, cum se mai poate face anumite soluții, în cazul în care optați pentru una, să aveți și alte deschideri de idei, ok? Hai să tragem cablajele, să vedem după aia cum funcționează tot sistemul în adevărata lui valoare. Rezultat final este unul ca el. Așa se vede și ochiul din toate direcțiile. Mai de departe, cam așa. Mergem în spate să vedem și partea dorsală. Este prins aici ușor, drăguț, frumos, elegant. Și acum să mergem în față să îl și vizionăm. Are o folie foarte agresivă. Nu se vede gram de lumină, dar totuși camera vede extrem de bine. Iată cum vedem în spate. Am mers un pic și s-a șters un pic luneta de spate, deoarece acum plouă, dar oricum vizibilitatea este foarte ok. Rezoluția este mare, la filmare nu ar fi o problemă. Acum vom modifica din setări și vom pune camera de față, te rog. Așa, îi dăm stop, îi dăm aici din setări, Beep Style, și atunci îi punem doar fața, după care o să-i punem inclusiv și față-spate. Da? Așa. Așteptăm un pic, iată să vină și fața, iată să-i dăm puțin. Iată, aceasta este priveliștea care ne oferă această cameră. Nu știu, ia să încercăm să facem așa, să vedem, da, aș credea, așa, iată ce frumos, că ne face inclusiv partea aceasta destul de deschisă, odată. A doua oară, putem să zicem că vede foarte deschis, undeva la 160-170 de grade aproximativ, deoarece, iată, ne vede colțul garajului și ne vede undeva după acele contare de gaz, da? Deci vede foarte deschis. Nici telefonul meu, care e un S20 Ultra, nu vede atât de wide în această variantă. Așa. Iar de aici noi, dacă vrem, putem să facem o poză, da? Putem să dăm stop, play, recording sau orice. Și acum hai să punem, te rog frumos, inclusiv spatele pe varianta asta, te rog mare. Așa. Ia să-i vedem spatele. Așa. Peep style. Așa, dă-i only rear. Super. Așa, și acum se va schimba în spate. Iată ce bine vede, foarte bine vede, inclusiv prin folie. Singura chestie care, într-adevăr, acum puțin plouă și avem niște strop de apă, dar noi, practic, cu ochiul liber putem vedea, sau și orice filmare îi faci, poți să iei numărul de matriculare sau să iei, să vezi orice incident s-ar întâmpla în spatele tău. Bine că am prins și o condiție din asta, ca să putem dezvolta și nu doar varianta cu soare, ci varianta și pe anotimp din acesta ploios, cum este acum. Bun, acum hai să punem, te rog frumos, față, spate. Așa, iată.
Bun. Și acum se va schimba imaginea și vom vedea practic stânga, spate și aici față, da? Nu știu dacă imaginea aceasta se poate modifica. Cred că din setări, dacă te joci un pic, poate poți să o faci mai mică sau poți să o faci puțin mai mare, așa. Și acum eu totuși voi încerca un pic să fac o șmecherie. Ne va ploua un pic, dar nu e o problemă. Stai mașină, te rog. Și ia să mă duc să mă văd dacă pot, inclusiv în fața mașinii, să văd dacă merge. Da, iată, iată-mă pe mine că mă pot filma și mă pot vedea. Acum, practic, mi-a tăiat fața camera, ea filmează. Iată că dacă vin înspre... Sunt acolo în colț. Dacă vin înspre cineva sau vreau să fac o agresiune, de exemplu, vreau să lovesc mașina sau vreau să mă agresez sau orice altceva, vizibilitatea este perfectă, deci se vede, da? Inclusiv și din acest colț, iată ce perfect se vede. Deci eu vin, mă apropiu către oglinda de dreapta, pentru că camera vede acum în oglindă. Deci, unde sunt eu acum, în partea stângă, pe ecran, în partea dreaptă, tot în partea dreaptă sunt, dacă stai la șofer și practic așa vizualizez. Dată ce bine se vede mișcarea și totuși la distanță, așa, și acum voi urca înapoi. Deci, menționez că această filmare se poate vizualiza de pe telefon sau după orice gadget, în cazul în care montăm aici un Android, da? Doar în varianta când suntem aproape de acest obiectiv. Când nu suntem aproape, nu putem vizualiza de la distanță, deoarece nu are comunicare 3G, 4G. Deci transmisia Wi-Fi o face prin telefon în apropierea gadgetului undeva la 10 metri. Okay? Pe timp de noapte, el face frame-uri, poze foarte multe, deci se poate foarte frumos vedea orice poză super clară, în cazul în care oricum din poze în poze în poze face foarte multe frame-uri și se poate face ca și un se face ca un mic filmuleț până la urmă și se poate revizualiza în totalitate foarte frumos tot ceea ce filmează acest mic gadget, da? Deci, în cazul în care doriți, avem față, avem față spate, avem de interior, practic, nu avem de exterior. Ok? Pentru cei interesați, nu uitați www.soundidentity.ro sau ne găsiți pe Facebook Sandu Vancea sau Sound Identity Hifi Oradea și pe canalul nostru de YouTube Sound Identity, unde dacă intrați la playlist-uri, vedeți foarte multe opțiuni pentru orice tip de BMW, inclusiv KN90 acesta sau multe, multe altele. Eu am fost Sandu, vă mulțumesc, în cazul în care v-a plăcut acest clip și mai doriți să revedeți, doar abonați-vă și vă promit că vă voi mai prezenta foarte multe gadgeturi ale zilei de astăzi. La revedere!